Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi. Administrația, politica și oamenii. Despre asta vom discuta astăzi, pentru că de foarte multe ori sunt hunedoreni români care spun ei nu au nicio treabă cu politica, nu îi interesează politica, doar că atunci când fiecare dintre noi poate mergem la magazinul din colțul blocului să achiziționăm cele necesare, ar trebui să realizăm că politica, politicile influențează până la urmă orice lucru din viața noastră. Sunt multe de discutat despre acest subiect. Încercăm și noi astăzi să vedem care este legătura între administrație, politică și oameni. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Robert Mujic, consilier județean din partea Partidului Mișcarea Populară. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și sunt onorat să fiu din nou alături de dumneavoastră la această emisiune. Ne bucurăm să vă avem alături pentru că nu ne-am mai văzut de ceva vreme, ce-i drept, și cred că e momentul să mai aflăm noutăți și în ceea ce privește activitatea dumneavoastră din această funcție pe care o aveți de consilier județean, dar și în ceea ce privește cetățeanul Robert Mujic, pentru că, așa cum am intitulat și emisiunea de astăzi, administrație politică și oameni, vrem să aflăm cât mai multe despre dumneavoastră, despre activitatea pe care o desfășurați în cadrul Consiliului Județean Hunedoara și nu numai. Ce înseamnă să fii consilier județean? Vă întreb acest lucru pentru că sunt destul de mulți oameni care văd așa doar o parte a ceea ce înseamnă această activitate. Participați la ședințele de Consiliu Județean, votați împotrivă sau pentru și cam aici se limitează această definiție cumva a unui consilier județean. Aceasta este partea care de fapt se vede de către cetățeni. Dar, de fapt, ca să fii consilier județean este o mare responsabilitate, pentru că, de fapt, tu ești un responsabil a tot ceea ce se întâmplă în județul tău, adică în județul Hunedoara, în cazul nostru. Ești responsabil de tot ce înseamnă OAT-uri din județul Hunedoara, pentru că județul Hunedoara este un județ foarte mare și este important ca tu, ca și consilier județean, să știi toate problemele și toate lucrurile cu care se confruntă atât primarii din administrațiile locale, cât și cetățenii, care sunt, de fapt, cei mai importanți oameni pentru noi. Ca și consilier județean, eu cred că este foarte important să-ți faci o agendă bine definită cu ceea ce vrei să faci în cei 4 ani de mandat, în care să poți să fii între oameni, să afli problemele lor, să le aduci către administrația județeană și să găsiți împreună, să găsim împreună soluții pentru a putea fi rezolvate. Acesta este rolul unui consilier județean, de a nu doar de a vota proiectele din Consiliul Județean și de a fi prezent la ședințele de comisii sau cele de plen, dar în spatele acestor ședințe să știți că stă o muncă destul de asiduă, stă o implicare foarte mare, stă o perseverență în ceea ce facem și este foarte important ca noi, ca și consilieri județeni, să ne dăm tot interesul în sprijinul concetățenilor noștri, a oamenilor care de fapt au crezut în noi și cred în noi și sper ca și la anul să creadă în noi, pentru că în Consiliul Județean noi ca și Consiliul Județean am făcut foarte multe lucruri bune. S-a dezvoltat foarte mult județul în ultimii 4 ani, foarte multe proiecte. Asta și datorită proiectelor pe fonduri europene. Au fost aduse, exact. Un miliard de euro au fost atrași spre județul Hunedoara prin fonduri europene și este un lucru foarte bun, pentru că doar așa se poate dezvolta o infrastructură de calitate, doar așa se poate dezvolta
un județ, s-a investit foarte mult în turism și vom investi în continuare. Acum un proiect care este destul de mare este reabilitarea drumului de la Orăștie la Costești, care sperăm ca până la sfârșitul anului să fie publicat pe SEAP licitația respectivă și sperăm ca de la anul să înceapă lucrările la acest drum. Avem niște lucruri extraordinare care se întâmplă în zona respectivă, cetatea de la Sremnice-Tuza, și atunci noi ca și Consiliu Județean, ca și consilieri, am votat aceste proiecte pentru că sunt în folosul nu numai a comunității noastre și a turiștilor care vin și vizitează acest județ minunat al nostru. Județul Hunedoara este un județ foarte mare și a fost un județ foarte bogat. Acum noi trebuie să ne reorientăm puțin pentru că industrie nu mai prea avem. Și atunci turismul este o latură foarte importantă care poate aduce foarte multe beneficii județului Hunedoara. V-am spus, noi suntem implicați în ceea ce înseamnă aceste proiecte europene și eu sunt convins că toți colegii mei consilieri județeani subscriu la ceea ce spun, pentru că turismul este una din opțiunile pentru județul Hunedoara. Spuneați puțin mai devreme că ați pornit pe acest drum cu o agendă, cu idei, cu o viziune probabil, și mă gândesc că automat ați avut și unele proiecte poate pe care vi le-ați dorit a fi îndeplinite pentru hunedoreni, pentru județul Hunedoara, așa cum spuneați, pentru că în orice ecuație de genul acesta, cetățenii ar trebui să fie pe primul loc atunci când vorbim despre dezvoltarea județului. Aveți unele proiecte de suflet, să spunem, pe care unele poate au reușit să prindă contur, dar altele deocamdată nu? Sunt multe proiecte de suflet care le-am primit, de fapt, de la cetățeni. Eu sunt singurul consilier județean, acum și domnul Viorla Lion, care am deschis cabinete de consilier județean din țară. Primul cabinet l-am deschis la Hunedoara, am deschis unul în Valea Jiului, avem unul deschis la Deva. Suntem singurii consilieri județeni care am deschis asemenea cabinete pentru a putea fi alături de cetățeni în mai multe localități. Sunt utile aceste cabinete? Sunt foarte utile. Vreau să vă spun că cel puțin la Hunedoara și la cel din Valea Jiului, programul meu de audiență este destul de încărcat și mă bucur foarte mult pentru că așa poți să afli foarte multe situații cu care se confruntă cetățenii, de care se lovesc cetățenii și pe care noi le putem transpune după aceea spre administrația județeană pentru a putea găsi soluții împreună să rezolvăm aceste situații. Este foarte important ca cetățeanul să știe că poate să vină la tine la cabinet și să își pună problema și să și primească o rezolvare la acea situație, pentru că nu doar că îl ascultăm pe cetățean și pe omul care vine la noi la cabinet, dar v-am spus, găsim și soluția. Dacă nu putem găsi pe moment, o căutăm împreună cu cei din administrația județeană și îl vom informa pe om referitor la situația care este. Au fost probleme cu inundațiile, au fost probleme cu familii care au avut, cu mulți copii care au avut o felul de situații cu protecția copilului, cu abandon școlar, situații cu drumuri care necesitau a fi reabilitate. Toate aceste probleme, noi le-am prezentat mai departe, am găsit soluțiile și am avut o satisfacție foarte mare când am mers în locurile respective, pentru că am și mers să vedem exact situația cum a fost la inundații în zona de Silvaș sau în zona de Ținutul Pădurenilor, unde am văzut la fața locului tragedia prin care au trecut acei oameni și s-au găsit soluțiile ca să fie rezolvate. Deci nu acum se oprește totul la o discuție în acest cabinet, pentru că de multe ori atunci când auzim că sunt audiențe, fie că sunt susținute de către parlamentari, consilieri județeni sau orice altă persoană în măsură să îi și sprijine pe acești oameni, avem așa impresia uneori că totul se încheie acolo. Ce-i drept că nu v-am văzut nici pe rețelele de socializare să vă pozați
atunci când vin oamenii în audiențe la dumneavoastră, că suntem obișnuiți cu acest lucru, vedem pe rețelele de socializare acele fotografii, totul e frumos, uite aici câtă implicare din partea autorităților și cam acolo se încheie totul pe rețelele de socializare. Mie îmi place să fac un astfel de politică, să spun așa, pentru că eu consider că cea mai bună reclamă și popularitate ți-o fac oamenii care vin la tine și cu care discuți. Dacă vrei, într-adevăr, să prezinți pe rețelele de socializare, aș putea prezenta foarte multe lucruri. Aș putea prezenta liste întregi cu oameni de la audiențe care au fost, cu problemele cu care le-au expus, lucrurile cu care le-am rezolvat împreună cu colegii mei. Dar v-am spus, pentru mine este cel mai important când merg în comunitatea respectivă, ca persoana respectivă să spună: domnule, a venit domnul Robert Muji, care, știți, mie mi-a rezolvat problema respectivă și chiar sunt mulțumit. E mult mai important decât să pun, de exemplu, cei de la sate nu prea folosesc Facebook-ul. Cei care merge în Ținutul Pădurenilor nu prea sunt cu rețelele de socializare foarte mult și implicați în acest fenomen. Cu cât că și rețelele de socializare au rolul lor. Este foarte important să știi să te promovezi. Dar eu consider că promovarea care o fac este decentă, pentru că nu vreau să intoxic lumea cu tot ceea ce fac eu, să spună: uită-te că s-a întâlnit cu nu știu cine, a pus pe Facebook, a discutat cu nu știu cine, a pus pe Facebook. Nu. Oamenii știu, oamenii cunosc. De aceea și la ultimele alegeri am luat peste 11.000 de voturi când am candidat ca și președinte al Consiliului Județean, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Și asta a însemnat foarte mult pentru mine, pentru că este important recunoașterea cetățeanului care am avut-o. Și m-a bucurat foarte mult pentru că partidul din care provin a fost un partid micuț, care nu a avut consilier local și nu a avut consilier județean. Iar după implicarea mea și a domnului Ferulean Ion, am reușit să ajungem în Consiliul Județean, să intrăm în consilii locale foarte multe și am ajuns chiar în Hatzic, am avut city manager. Am încercat să dezvoltăm foarte mult ceea ce înseamnă partea politică, dar în momentul când noi ne-am întâlnit și ne întâlnim cu cetățenii, nu mergem să facem politică. Noi mergem să facem politica omului, a cetățeanului, care de fapt ne-a trimis în Consiliul Județean să rezolvăm problemele lui. E o linie destul plătim de fină între politica exact pe care o cunoaștem cu toții și această politică pentru, această... pentru oameni. Și oamenii, trebuie să recunoaștem și să recunoașteți, sunt cam, sau cam săturat de tot ce înseamnă politic, tot ce înseamnă oameni politici, pentru că asta a făcut ultimii 30 de ani, i-a condus, cumva i-a împins înspre a lua această decizie de a nu-i mai interesa atunci când vine vorba despre politică. Vedeți dumneavoastră, de aceea eu nu fac politica aceea de a promova pe Facebook și pe rețelele de socializare tot ceea ce fac eu. Eu vreau să fac o politică altfel, o politică a omului, o politică de a discuta în comunități cu oamenii, de a sta cu ei alături, de a, cum să spun eu, mânca o bucățică de pâine din bucățica lor și de a le simți în profunzime problema sau situația care o au în momentul respectiv. Primul pas ca să poți să te dezvolți ca om este să înțelegi nevoile celuilalt. Iar noi, înțelegând nevoile cetățenilor din județul Hunedoara, putem să găsim soluțiile pentru a le putea rezolva. Bineînțeles că nu o să putem să rezolvăm la toată lumea soluțiile, și problemele. Și nu depinde totul doar de un noi. Consilier județean exact sau un președinte de consiliu exact județean și exact așa mai departe. Să știți că tot ceea ce am prezentat la Consiliul Județean și am discutat, că au fost, mă rog, probleme cu gropi pe drumuri, cu situații de inundații, cu, mă rog, alte situații, s-a găsit soluția și s-a găsit rezolvarea rapidă pentru a putea să fie acea situație rezolvată. Și m-a bucurat foarte mult că tot timpul am găsit înțelegere în această situație, indiferent de coloratura politică, sunt în situația de a spune că se pot face în județul Hunedoara și în continuare foarte multe lucruri bune, pentru că suntem pe un drum care poate să ducă la o dezvoltare a județului nostru și să-l ducă acolo unde cred eu că ar merita să fie, în primele 5 județe din țară.
Gândiți-vă că și acum noi suntem prinși pe, și mă rog, cu intervențiile și cu implicarea tuturor din Consiliul Județean, inclusiv a conducerii Consiliului Județean, pentru programul de tranziție justă, unde peste 526 de milioane de euro vor veni spre județul Hunedoara, unde antreprenorii și administrațiile locale pot să acceseze acești bani pentru a se dezvolta. Gândiți-vă că suntem printre cele 6 județe doar privilegiate, să spunem așa, care beneficiem de acest program de tranziție justă și este foarte important să știm să accesăm și să atragem cât mai mulți bani în administrațiile locale, cât și în pentru firmele private. Pentru că dacă se dezvoltă firmele, dacă administrațiile se dezvoltă și nivelul de trai al cetățenilor crește, este foarte important să ne gândim la pașii care trebuie făcuți pentru a putea să creștem nivelul de trai al oamenilor, să le creăm condiții cât mai bune, să ne implicăm cât mai mult în dezvoltarea județului pentru a putea și investitorii care vor să vină la noi în județul Hunedoara să aibă o atracție mult mai mare spre a investi la noi în județ. Din păcate, în ultimii ani, dacă ne raportăm la capitala județului, la Deva, au fost destul de mulți investitori care au venit, au și-au văzut plecat. Și au plecat. Au ales Reșița, au ales Alba Iulia, da. Au ales alte localități destul de apropiate de noi, mai puțin Deva. Deci, eu cred iată că sunt situații și situații. Da, eu cred că în momentul de față un impediment este că Deva nu are ieșire directă la autostradă. Acum știți că la Sântu Halm Consiliul Județean scoate la licitație studiul de fezabilitate pentru a putea să se facă acea descărcare de pe A1, de pe autostrada A1 spre Deva Hunedoara. Pentru că, vedeți, noi avem niște parcuri industriale foarte bine puse la punct, atât în Hunedoara, cât și la Călan, este foarte important ca să avem acest nod de descărcare de pe autostradă la Sântu Halm. Acum, administrația din Deva, cred că trebuia să se implice mai mult, din punctul meu de vedere, ca să atragă acei investitori, eventual să vină cu un pachet de facilități pentru acei investitori, să le ofere un pachet atractiv pentru a putea să vină să investească în Deva, să nu plece, cum a spus dumneavoastră, la Reșița sau la Alba Iulia. Dar asta ține de administrația locală, nu ține de administrația județeană. Noi încercăm ca și administrația județeană să facem cât putem noi de mult pentru a putea să vină acești investitori în județul Hunedoara. Sunt proiecte de finanțare care au atras și în județul Hunedoara investitori. Se vor dezvolta și către Hunedoara, se vor face două fabrici. Ați văzut că și în municipiul Hunedoara începe să se miște un pic lucrurile și să se dezvolte pe tot așa pe foarte multe proiecte europene, unele venite din spate de la domnul Virolar Ion când era primar, altele de la actualul primar care a continuat acele proiecte și a făcut și dânsul proiecte în momentul de față. Eu zic că județul Hunedoara este un județ care este în plină dezvoltare și asta mă bucură foarte mult. Am văzut și Valea Jiului care se dezvoltă, am văzut investițiile care încep să se facă în Valea Jiului. Iar noi, v-am spus, ca și consilieri județeni, votăm tot ce este bun și ce este oportun. Indiferent de culoarea politică, să știți. Indiferent de culoarea politică. De foarte multe ori există aceste lupte politice, aceste orgolii politice. Am văzut, cel puțin. Nu votez chiar dacă este în favoarea cetățeanului, nu votez pentru că acel proiect a fost propus de PSD, de PMP, de PNL, de orice alt partid și doar așa din orgoliu. Noi, consilierii PMP, tot ce este proiect și credem că este un proiect bun pentru județ, votăm. Au fost și proiecte la care am votat împotrivă sau la care ne-am abținut. Pentru că din punctul nostru de vedere, nu, erau proiecte care au fost chiar toate în favoarea cetățenilor din județul Hunedoara. Iar atunci noi ne-am rezervat dreptul de a ne abține de la vot sau de a vota împotrivă. Bineînțeles că poate
nu a convenit celor din conducere că noi am votat împotrivă, dar este dreptul nostru de a ne manifesta acest vot în funcție de interesul cetățeanului. Tot timpul noi am pus pe primul loc cetățeanul. Tot timpul am pus pe primul loc oamenii care au avut încredere în noi să ne trimită în aceste funcții vremelnice, pentru că nu este nimeni pe viață în aceste funcții, dar cât timp suntem, vrem să fim acolo cu fruntea sus și să-i respectăm și să-i reprezentăm cu cinste pe acești cetățeni ai județului Hunedoara. Sunteți mândru că sunteți cetățean al acestui județ, că mi-ați enumerat până acum poate și ce v-ați dori pentru județul Hunedoara și ce ar trebui să faceți, să facă antreprenorii, să facă administrațiile locale pentru a dezvolta și mai mult și mai bine județul Hunedoara. Sunt foarte mândru că sunt cetățean al județului Hunedoara, sunt foarte mândru că sunt român, sunt foarte mândru că sunt soț, că sunt tată, că sunt un om împlinit și sunt foarte mândru că în județul Hunedoara sunt foarte mulți cetățeni care își doresc să poată să ajungă să cunoască un om politic, să discute cu un om politic. Iar noi am coborât și am mers între cetățeni, nu am stat doar în birouri, nu am stat doar în săli de ședințe și am discutat și ne-am întâlnit și acest lucru vom face și în continuare pentru a putea să găsim soluția cea mai bună pentru a putea prezenta conducerii Consiliului Județean spre dezvoltarea județului nostru. M-ați întrebat mai devreme de faptul că cine este Robert Mujic? Robert Mujic este în primul rând un soț, un tată, un om politic sau un, mai bine zis, un antreprenor politic pentru că provin din mediul privat și fac și politică și administrez și activez și în domeniul privat și cele mai multe lucruri și ca și experiențe le-am învățat de la tatăl meu. Tatăl meu a fost unul din directorii de la Combinatul Siderurgic de la Călan. A lucrat și s-a dedicat foarte mult din viață acestui combinat siderurgic, care din păcate în momentul de față nu mai este. Și este omul pe care îl respect cel mai mult și omul care a fost mentorul meu și care m-a ghidat în viață. Este foarte important să-ți creezi niște principii în viață, să-ți creezi o linie în viață, să ai niște țeluri în viață. Iar tatăl meu a reușit să-mi impună și să-mi spună și să-mi impregneze în minte aceste lucruri. În primul rând, să fii om. În al doilea rând, să respecti adevărul și să cauți să găsești tot timpul adevărul. Este foarte greu, pentru că în politică, știți, eu vreau să gândesc că politica este compatibilă cu adevărul, dar să știți că sunt și anumite momente când, din păcate, în politică se spun și lucruri care sunt mai puțin adevărate. Doar pentru a obține voturi sau doar pentru a... Nu sunt de acord cu chestia asta. Și nu o să fiu niciodată de acord. Eu niciodată n-am mințit cetățeanul când i-am spus anumite lucruri, i-am spus eu consider că aceasta este soluția cea mai bună. Poate că alții consideră altfel, dar eu așa consider. Și nu am putut să merg și de aceea am și curaj să merg între oameni, între cetățeni, să discut cu ei. Sunt anumiți oameni politici care nu pot să iasă în piețe, nu pot să iasă între oameni, nu pot să meargă în anumite locuri pentru că poate, nu știu, iar huidui, să spunem așa. Și se întâmplă acest lucru. Din ce în ce mai des. Eu nu am pățit și sper să nu pățesc acest lucru pentru că eu mi-am ținut partea de demnitate, onoare. M-ați păstrat acele principii. Solide pe care le-am moștenit de la tatăl meu, care din păcate nu mai este, și mi-au rămas în minte și vreau să le duc mai departe, să transmit și le-am transmis și le voi transmite în continuare copiilor mei, nepoților mei când vor fi,
pentru că este foarte important ca din generație în generație să transmitem lucrurile bune și pozitive copiilor noștri, nepoților noștri, pentru că de fapt ei sunt generațiile care vor trebui să ducă mai departe munca care noi am început-o și munca care noi o dezvoltăm în momentul de față. Pentru că noi trebuie să ne gândim foarte mult și la tinerii care vin. Este foarte important ca să pregătim generațiile viitoare pentru ce va veni. Vedeți că lucrurile sunt foarte schimbătoare de la un an la altul. Vin tot felul de lucruri care mai puțin bune. Începe un război, se începe în altă parte un alt război, lucrurile se complică, economia merge cum merge. Dar noi trebuie să pregătim aceste generații care vin după noi pentru a putea să facă față cu brio și să ducă mai departe lucrurile bune începute de generația noastră. Pentru acest lucru trebuie să știm și noi să avem așa o bază foarte solidă pentru a putea să pregătim următoarele generații, iar ceea ce vedem uneori în această societate și cu privire la acești tineri, la adolescenți, lucrurile sunt destul de sensibile, sunt destul de greu de rezolvat sau abordat uneori, cel puțin așa pare din exterior. Vedem, din păcate, tineri care aleg așa, ca o formă de protest, să spunem, extrem. Am văzut ce s-a întâmplat zilele trecute și în Valea Jiului cu cele două adolescente care au ales să-și pună capăt zilelor pentru că au suferit, cel puțin asta scrie și presa și din Valea Jiului și presa județeană, și acel bullying. Și sunt foarte multe aspecte pe care uneori le ignorăm. Școala poate nu este atât de bine pregătită, cadrele didactice nu știu cum să reacționeze, cum să gestioneze anumite situații. Cu toții ne dorim într-adevăr o lume perfectă, dar cred că uneori se pune prea puțin accent pe viitoarea generație. Deși declarativ, cred că foarte mulți fac acest lucru. Să știți că, din păcate, aveți dreptate, regret și condoleanțe familiilor din Valea Jiului care au suferit această grea pierdere prin decesul celor două adolescente. Eu cred că, într-adevăr, rolul școlii este foarte important și implicarea psihologului din școală este foarte importantă. Și cred că școala ar trebui să își pună mai mult amprenta pe ceea ce înseamnă partea psihologică și pregătirea a copiilor, pentru că... Poate chiar și a părinților. Și a părinților, să știți, pentru... Din multe situații, să știți că un psiholog poate să-i ofere unui copil aflat într-o anumită situație sfaturi bune care să-l scoată din mediul în care este sau din, nu știu, să spunem așa, bucla în care s-a închis el în acel moment din cauza unor suferințe sau din cauza unor probleme care, cum a spus dumneavoastră, pot să plece din familie, pot să plece de la școală, pot să plece din diverse medii. Ideea este că orice care... are o rezolvare, orice se poate rezolva atât timp cât ni se oferă cumva și încredere, pentru că mai auzim părinți care spun copiilor nu ești bun de nimic, tu nu ești în stare, tu nu poți. Este firesc ca acel copil să nu poată să-și gestioneze anumite probleme, anumite situații în care se află și poate că ar fi mai bine, de asta și spuneam, ca și părinții uneori să... nu există o școală a părinților, cred că ar fi ideal să există. O școală a părinților, da, dar să știți că există o educație din cadrul familiilor care cred că, cum a spus dumneavoastră, rolul unui părinte este foarte important în viața unui copil. Copilul tău trebuie tot timpul să-i dai niște valori în viață, să-l ghidezi tu ca și părinte, să fii ca și un ghid pentru ceea ce înseamnă viitorul copilului tău. Să-i oferi în primul rând tot ceea ce poți tu și în primul rând iubire. Să știți că dacă un părinte acordă iubire copilului, după aceea îi acordă partea de educație. Știți, cei 7 ani de acasă, cum spuneau și bunicii și părinții noștri, cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți. Este foarte important ca este un copil, exact, dezvoltăm. Este o bază a unei piramide care ne dezvoltă pe noi ca și indivizi și pe ei, la fel ca și copii, îi dezvoltă foarte mult. Rolul nostru ca și părinte este, de fapt, este cea mai grea meserie de părinte. Să fii mamă, să fii tată, este una din cele mai grele meserii. Pentru că eu știu că este greu în momentul de față. Sunt foarte multe familii care părinții au plecat și lucrează în străinătate.
copiii au rămas cu bunicii sau au rămas cu mătuși sau au rămas cu frați mai mari. Este foarte greu ca un frate sau o bunică să crească acel copil, cu cât că îl iubește și acordă și dă o educație cât poate de bună. Dar lipsa părinților, lipsa dragostei părintești, poate că fiind plecat părintele la muncă în sănătate, doar că trimite bani, nu suplinește acea nevoie a copilului de a fi cu familia. Noțiunea de familie este foarte importantă. Noi trebuie să ținem cont că cel mai apropiat când ai o problemă este cel din familia ta. După aceea vin restul, prieteni, medici, psihologi, apropiați, rude, dar cel mai important când ai o problemă este cel din familia ta. Pentru copii sunt părinții, sunt cei apropiați, frații și eu zic că totul pleacă din familie, să știți. E important, v-am spus, și rolul școlii, este foarte important din punctul meu de vedere. Absolut. Este trebuie foarte important. Trebuie să fie așa o echipă, exact, foarte trebuie să fie o legătură strânsă între familie și școală. Pentru că dacă această legătură există, acești copii, generațiile care noi trebuie să avem și suntem obligați să avem grijă de generațiile care vin, pentru că avem o țară frumoasă, avem un județ frumos, avem o lume frumoasă. Și atunci noi, dacă nu acordăm atenție generațiilor care vin, nu putem ca pe viitor să ne gândim la lucruri bune, pentru că ceea ce oferim, aia vom primi. Haideți să oferim lucruri bune ca să putem primi și noi la rândul nostru lucruri bune. Adică ei sunt generația care, să spune așa, ne vor plăti nouă pensiile. E foarte important să-i creștem bine, să-i educăm bine, să le dăm niște principii sănătoase în viață, să le spunem exact ce este bine și ce este rău și tot timpul să caute adevărul. Adevărul, pentru că adevărul tot timpul va învinge. Este foarte important în viață să găsești adevărul și să mergi pe partea adevărului. Spuneați puțin mai devreme că de la tatăl dumneavoastră au plecat așa foarte multe lucruri pozitive care v-au format ca adult, v-au format poate... A fost mentorul meu și este și ca politician, de ce nu? Pentru că sunt convinsă că au existat acolo discuții și despre acest subiect. Și spuneați, poate unul dintre cele mai importante lucruri, ați învățat să fiți om. Ce mai înseamnă în zilele noastre să fii om cu adevărat? În primul rând... Să fii om înseamnă să-ți pese de cel de lângă tine, să-ți pese de oamenii din comunitatea ta, să-ți pese de oamenii care sunt alături de tine. Pentru că, știți cum este, era o vorbă, să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare. De aceea a fi om înseamnă a-ți păsa de tot ceea ce înseamnă oameni din jurul tău. Pentru că dacă tu te ocupi de bunăstarea familiei tale, a oamenilor din jurul tău, a comunității din care faci parte, toate lucrurile vor fi bune și toate lucrurile vor merge bine. Dacă tu ca și om nu poți să dezvolți mai departe aceste principii de adevăr, de a scoate lucrurile bune tot timpul la suprafață, nu poți să evoluezi, nu poți să mergi mai departe, nu poți să ajungi acolo unde ți-ai propus. E foarte important în viață să ai o agendă foarte bine pusă la punct. E foarte important în viață să ai niște proiecte și planuri care trebuie să le atingi, să ai niște obiective și tot timpul să-ți evaluezi acea situație în care ești. Adică că ești în cadrul familiei, că ești în cadrul unei societăți, unui business sau ca și politician, tot timpul trebuie să-ți faci o evaluare a situațiilor, să găsești plusurile și minusurile, să vezi unde trebuie să mai completezi, că nimeni nu este perfect. Toți avem, greșim. Dar important este să nu mai greșim în continuare după ce ne dăm seama de greșelile care le-am făcut. Iar important este să putem să găsim plusurile și minusurile în baza unor evaluări care le facem pentru a putea să... Evaluări corecte, evaluări că mai corecte. Avem așa tendința să ne mințim singuri. Nu vorbesc acum de sondaje politice. Pentru că sondajele politice, în funcție de interesele care sunt, vor fi exact așa cum trebuie să fie. Eu vorbesc acum de evaluare corectă a ta ca și om, de evaluare corectă a ta ca și antreprenor politic sau ca și om politic, ca evaluarea ta ca și cetățean al județului Hunedoara, pentru a putea să îți
vezi exact poziția în care ești, să vezi unde ai de făcut, unde ai plusuri, unde ai minusuri, ce trebuie să schimbi la tine, pentru că toți suntem într-o continuă schimbare, ce trebuie să schimbi la tine pentru a deveni mai bun, pentru a deveni mai performant, pentru a deveni mai productiv, pentru a deveni un om care să poți să ajuți la rândul tău oamenii. Este foarte important să te dezvolți tu ca să poți dezvolta și pe ceilalți din jurul tău. Proveniți și din mediul privat, spuneați puțin mai devreme, sunteți un antreprenor, mă gândesc că în ultima perioadă v-a afectat sau poate nu, ne spuneți dumneavoastră, și deciziile care au venit așa ca un tăvăluc peste unii antreprenori din întreaga Românie, pentru că vorbim de alte taxe, vorbim de majorarea unor procente care au ajuns să fie destul de substanțiale, cel puțin pentru unii dintre antreprenori. Am văzut oameni de afaceri care au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea vis-a-vis de aceste decizii. Care este în viziunea dumneavoastră, sau dacă aceste decizii vin într-adevăr să sprijine mediul privat sau să pună cruce pe unele afaceri din România? Din păcate, să știți că unele decizii luate de guvern nu au fost benefice pentru mediul de afaceri. În întâlnirile care le am cu oamenii de afaceri, noi avem și o asociație oamenilor de afaceri unde ne întâlnim și discutăm, pentru că este foarte important să îmbinăm mediul de afaceri cu mediul politic, să știți, pentru că foarte multe lucruri care și legi sau ordonanțe de urgență care s-au dat datorită faptului că mediul de afaceri a reacționat la anumite situații. Ați văzut cu ordonanța care s-a dat, s-a retras taxe peste taxe. Mediul de afaceri a fost foarte influențat de aceste schimbări ale opțiunii guvernului care nu au fost pe agenda lor la începutul guvernării, să spunem așa, dar le-au venit aceste idei pe parcurs care au afectat foarte mulți antreprenori. Chiar din județul Hunedoara, să știți, v-am spus că avem o asociație unde noi ne întâlnim oamenii de afaceri și discutăm. Sunt persoane care au spus dacă se va continua așa, eu va trebui să-mi dau oamenii afară, să pun lacăt pe firmă și să plec acasă. Nu am soluție, nu mai pot. Sunt prea mari taxele, sunt prea mari dările care le dau la stat. Statul nu ne ajută cu nimic. Asta vă spun ceea ce spun colegii mei antreprenori. Într-adevăr, este o situație grea, o situație complicată și noi am discutat în situațiile grele se văd oamenii puternici. Noi ca și antreprenori vorbind acum am încercat tot timpul nu să punem bețe în roate guvernanților sau să venim cu cereri sau chestiuni care să îi îngreuneze. Noi am venit din mediul de afaceri cu soluții care au fost trimise către guvern pentru a putea să le ia în calcul pe următoarele legi sau pe următoarele proiecte care se vor face, pentru că nu este normal. Pe anumite, vă dau un exemplu simplu, pe anumite proiecte care sunt pe Ministerul Economiei, pe Ministerul Fondurilor Europene, să se schimbe regulile în timpul jocului. La noi se întâmplă, din păcate, acest lucru de foarte multe ori. Și nu este în regulă. Și în foarte multe domenii. Și atunci, tot mediul de afaceri este bulversat. Tot mediul de afaceri nu își poate face o agendă pe următorul, să spunem, următorul an sau 2-3 ani în continuare, pentru că, la un moment dat, își vor da seama că nu pot să, din cauza schimbărilor care au surveni și care vor surveni, pentru că avem informații că se vor mai întâmpla anumite chestiuni, nu pot să-și ducă business-ul spre o evoluție pozitivă. Și, din păcate, au de suferit oamenii care sunt angajați, pentru că dacă tu închizi firma și dai afară, oamenii respectivi nu mai au salarii, familiile au de suferit și atunci noi trebuie să găsim soluții. De aceea noi, chiar săptămâna asta, avem o întâlnire cu oamenii de afaceri din județul Hunedoara, va fi chiar în Hunedoara întâlnirea, am convocat-o chiar eu și sunt foarte mulți oameni din județul Hunedoara și vreau să le mulțumesc că au dat curs acestei invitații ale mele,
de a ne întâlni și de a discuta concret ce soluții vedem noi pentru mediul de afaceri, ce soluții găsim pentru a putea să le transmitem prin anumiți parlamentari, prin anumite căi de legătură cu cei de la Parlament, din Guvern, pentru a putea să venim în sprijinul mediului de afaceri, nu numai din județul Hunedoara, că noi nu facem doar pentru județul Hunedoara. În momentul când se dă o lege sau o ordonanță, va fi pentru toți antreprenorii din țară, se aplică, țară. Da. Dar noi pornim de aici de jos, adică cu pași mărunți încercăm să facem și noi ceea ce putem. Eu cred că anul 2024 să fie un an bun pentru antreprenori și îmi doresc acest lucru pentru că se mai pot atrage încă bani europeni, foarte mulți, sunt foarte mulți. Deci, practic, antreprenorii se pot baza pe banii europeni, mai puțin pe sprijinul guvernului. Să știți că foarte mult se bazează pe bani europeni și pe proiecte europene pentru a și proiecte de la ministere. Deși să nu uităm, da, și Partidul Național Liberal până la un moment dat era susținător al mediului privat, susținea antreprenorii, acum ceva undeva s-a întâmplat, pentru că PSD, PNL, vestita coaliție pe care o avem la nivelul României, a reușit cumva să aducă antreprenorii în această situație. Din păcate, trebuie să vă dau dreptate aici. Nu mie, sunt fapte exact care demonstrează acest lucru. Eu sper ca cei care sunt acum în conducerea guvernului și a țării noastre să găsească soluțiile cele mai bune pentru antreprenori, pentru că, de fapt, aici este cheia dezvoltării societății. Firmele, IMM-urile, toți cei care contribuim la bugetul statului, este foarte important să avem o stabilitate, să avem o certitudine că vom putea continua aceste demersuri și aceste lucruri pentru a ne menține angajații, pentru a ne menține oamenii alături de noi, pentru a dezvolta societățile și companiile din care facem parte și pentru a reuși să facem o armonizare între partea de antreprenori și partea politică. E foarte important, v-am spus, eu vin din mediul de antreprenor și m-a ajutat foarte mult și în politică acest lucru. Pentru că gândirea mea de antreprenor am pus-o în practică și în politică. Și devenind acel antreprenor politic, este foarte important să găsești soluțiile pentru oameni, să găsești soluțiile exact cum le găsești soluțiile. Dacă tu nu-ți găsești soluția la tine în familie, nu-ți găsești soluția la tine în societate, în companie, nu-ți găsești soluția la tine în municipiu, în județ, cum vrei să găsești soluțiile pentru ceilalți oameni? Dacă nu ești capabil să găsești aceste soluții. Noi asta facem. De aceea v-am spus, ne întâlnim și cu mediul de afaceri, ne întâlnim, bineînțeles, politic, fiind implicați, ne întâlnim și discutăm cu cetățenii. Și atunci încercăm să găsim puncte care să ne ajute să evoluăm atât ca și antreprenori, dar cât și ca și oameni politici în județul Hunedoara. 2024, un an atipic, un an electoral, un an în care oamenii vor trebui să iasă la vot pentru a-și alege europarlamentarii, primarii, președinții de Consiliul Județene și parlamentarii români. Având experiența anilor trecuți, e destul de greu de crezut că oamenii își vor dori așa cu ardoare să iasă la toate aceste runde de alegeri. Sperăm noi că își vor exercita acest drept, pentru că este necesar și elocvent ca oamenii să participe la vot. Cum vedeți dumneavoastră 2024 și în ceea ce vă privește și partidul pe care, iată, îl reprezentați, pentru că faceți parte și dintr-o o viitoare alianță, nu? Pentru că deocamdată nu s-au pus bazele discuție, așa legal, să spunem. Da, este o discuție pentru alianță. PMP, USR și Forța Dreptei. Este o alianță și o alternativă de dreapta care, din punctul meu de vedere, este foarte bună și eu cred că se va constitui cât mai curând pentru a putea să le oferim oamenilor și cetățenilor o alternativă viabilă pentru 2024, cum spuneați dumneavoastră, un an electoral foarte, foarte greu,
cu 5 runde de alegeri, este foarte important ca cetățenii care ne urmăresc să știe foarte bine ceea ce gândește fiecare reprezentant al lui în Consiliul Județean, în Parlament, în Guvern, unde o să fie fiecare. Și este foarte important ca să iasă, exact cum a spus dumneavoastră, la vot, să voteze pentru a nu putea folosi altcineva votul lor. Pentru că 2024 este un an crucial pentru România, un an crucial pentru a reuși să se producă o schimbare în bine, pentru că asta ne-am dorit și ne vom dori tot timpul, o schimbare în bine a României, iar această schimbare poate porni doar de la noi. Atât noi ca și oameni politici, cât și dumneavoastră ca și cetățeni, trebuie să ne implicăm împreună pentru a putea să facem o schimbare în bine. Eu nu spun că acum nu sunt lucruri bune, dar există și momente când trebuie să ne implicăm pentru a progresa, pentru a aduce județul Hunedoara și aduce România acolo unde este locul. Nu mai trebuie să fim cu capul plecat, pentru că era o vorbă, capul plecat abia nu-l taie, dar nici coroană nu poartă. Haideți să fim demni, să ieșim la vot, să ieșim în fața electoratului, noi ca și politicieni, cu inima curată, cu adevărul, să prezentăm adevărul, chiar dacă uneori acel adevăr pe noi ne dezavantajează. Acum pentru că v-am spune spus... unii dintre cei care ne urmăresc că m-am lămurit cu voi toți politicienii, știm noi care e adevărul, că așa există, este. Mai multe adevăruri. Adevărul vostru, adevărul nostru, adevărul... Haideți să găsim adevărul comun, pentru că asta este cel mai important. Pentru că niciodată nu o să putem să mulțumim nici noi pe nimeni și noi nu suntem perfecți ca și oameni politici. Cum nimeni nu este perfect, decât Dumnezeu. Creatorul suntem, este perfect. Suntem la final de emisiune. Ce vă doriți pentru 2024? În primul rând doresc pentru mine, familia mea și toți oamenii apropiați și cetățenii de Hunedoara sănătate. Și un an plin de bucurii, un an cu multe realizări, cu împliniri, cu o sănătate care să ne poată lăsa să exercităm tot ceea ce avem de făcut în 2024. Iar că acum suntem în postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, o sărbătoare foarte mare a creștinității, doresc să transmit gândurile mele de bine, sărbători fericite, multă sănătate, un an nou fericit și multe, multe realizări în 2024. Sărbători fericite tuturor hunedorenilor și celor care ne urmăresc. Sărbători fericite vă dorim și noi, liniștite și cu sănătate, cum spuneați, că dacă suntem sănătoși, parcă și lucrurile se mișcă altfel în jurul nostru. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu, vă doresc o zi minunată și să ne vedem și să ne revedem cu bine. La revedere! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!